ziua, mă numesc Lucas. Eu mă numesc Alin. Și vă prezentăm capitolul 2 din cartea Prima mea carte despre dinozauri. Capitolul 2 sau partea a doua a cărții cuprinde dinozaurii mari. Mari, sigur că da. Haideți să vedem ce avem aici în fotografie, în prima parte sau prefața acestui capitol. Ce este aici? Sunt 3 triceratops. 3 triceratopsi, bine. Haideți să vedem exact acum despre dinozauri. Primul dinozaur din capitolul 2 din partea a doua se numește Pentaceratops avia sau dinozaurul cu coarne pe cap. Acest dinozaur avea 5 coarne care îi creșteau pe cap. 2 se aflau deasupra ochilor, al treilea creștea deasupra nasului. Între cele două coarne din creștetul capului se află un guler. Pe acest guler creșteau țepi mici. Gulerul îl ajuta pe acest dinozaur să se dea mare în fața altor pentaceratops. Deci, practic, gulerul îi diferenția prin dimensiune și prin forma țepilor mari sau mici. Deja vorbim despre dinozaurii mari, după cum se vede în fotografie, sunt practic uriași față de un om. Și pe lângă acest fapt, acestor dinozauri le place să și înoate. După cum vedem în fotografie, este unul din dinozaurii căruia îi place să înoate. Mai departe este un dinozaur carnivor, ne dăm seama și din fotografie, care se numește Herrerasaurus avia sau gură mare. Acest carnivor fioros putea să deschidă gura mare, fălcile puternice alunecau în față și în spate și mușcau și mestecau bine. În gura lui mare se aflau mulți dinți puternici, după cum se vede și în fotografie. Da. Mai departe avem un dinozaur care este asemănător cu Pentaceratopsul. Acesta se numește Styracosaurus avia sau față haioasă. Cornul mare de pe nas, spinii de pe guler și protuberanțele de pe obraj îi dădeau acestui dinozaur o înfățișare neobișnuită. Față haioasă. Față haioasă. Primul dinozaur din capitolul 2 din partea a doua se numește Pentaceratops avia sau dinozaurul cu coarne pe cap. Acest dinozaur avea 5 coarne care îi creșteau pe cap. 2 se aflau deasupra ochilor, al treilea creștea deasupra nasului. Între cele două coarne din creștetul capului se află un guler. Pe acest guler creșteau țepi mici. Gulerul îl ajuta pe acest dinozaur să se dea mare în fața altor pentaceratops. Deci, practic, gulerul îi diferenția prin dimensiune și prin forma țepilor mari sau mici. Deja vorbim despre dinozaurii mari, după cum se vede în fotografie, sunt practic uriaș față de un om. Și pe lângă acest fapt, acestor dinozauri le place să și înoate. După cum vedem în fotografie, este unul din dinozaurii căruia îi place să înoate. Mai departe este un dinozaur carnivor. Ne dăm seama și din fotografie, care se numește
Tyrannosaurus avea sau gură mare. Acest carnivor fioros putea să deschidă gura mare, fălcile puternice alunecau în față și în spate și mușcau și mestecau bine. În gura lui mare se aflau mulți dinți puternici, după cum se vede și în fotografie. Da, mai departe avem un dinozaur care este asemănător cu Pentaceratopsul. Acesta se numește Styracosaurus avea sau față haioasă. Cornul mare de pe nas, spinii de pe guler și protuberanțele de pe obraj îi dădeau acestui dinozaur o înfățișare neobișnuită. Față haioasă. Avea o față haioasă. Acum că ne uităm la el în carte, probabil dacă ne-am fi întâlnit față în față cu un asemenea dinozaur, mai era haios. Nu știu. Așa, după cum vedem și în imagine, este tot un dinozaur de dimensiuni mare. Următorul dinozaur este un dinozaur popular, se numește Utahraptor avea, gheare la picioare. Acest dinozaur avea picioare înspăimântătoare. Când un Utahraptor ataca, sărea în sus în aer, apoi lovea tare cu picioarele, ghearele mari și ascuțite. De la picioare străpungeau prada. Ghearele de la picioare aveau cam 30 de centimetri lungime, adică erau mai lungi decât coperta acestei cărți. Utahraptor avea și mulți dinți ascuțiți. La fel ca multe alte carnivore mici, acest dinozaur era isteț, rapid, periculos. Bun, paleontologii au descoperit fosilele acestui dinozaur în Utah, Statele Unite. De aici îi vine și numele de Utah Raptor. Utah Raptor, bravo! Bun, mai departe avem un dinozaur interesant ca și înfățișare, cu o denumire generoasă, care se numește Cryolophosaurus avea. Creastă drăguță. Acest dinozaur are deasupra capului, creștetului, un fluture. Arată ca un fluture, dar de fapt este o creastă formată dintr-un os. Pe o parte și de alta creșteau două coarne mici. Această podoabă probabil că îl făcea pe acest dinozaur atractiv în ochii semenilor. Deci, practic, ei se lăudau cu această creastă, care o avea mai mare, mai frumoasă, erau mai bine văzuți între ei. Este un dinozaur de dimensiune foarte mare. Haideți să vedem mai departe. Următorul dinozaur se numește Northronicus avea. Brațe cu gheare. Acest erbivor avea gheare uriașe la membrele anterioare. Se folosea de ele ca să apuce ramuri. Avea cioc și mai mult de 100 de dinți minusculi. Deci, practic, și după înfățișare arată ca o pasăre care avea și dinți pe deasupra. Unde trăia acest dinozaur? În păduri, după cum vedem din fotografii. Trăia în păduri. Acesta este din nou un dinozaur foarte popular, care se numește Triceratops avea. Așa, coarnele de pe capul lui și gulerul din jurul gâtului erau folosite pentru a se da mare în fața altor triceratops. Dinozaurii își foloseau câteodată coarnele și pentru a se lupta între ei. Paleontologii au descoperit fosile a trei
Tineri Triceratops împreună. Acest lucru îi face să creadă că acești dinozauri călătoreau în grupuri formate din membrii ai familiei. Deci, practic, își țineau evidența între grupuri și călătoreau și probabil și stăteau în familie. Foarte inteligent. Așa, următorul dinozaur se numește Mutaburasaurus. Avea un cucui pe nas. Acest dinozaur arată ca și cum s-ar fi lovit la nas, ca și cum ar avea un cucui pe nas. Haideți să vedem câteva lucruri despre el. Nimeni nu știe exact de ce acest dinozaur avea un cucui mare pe craniu. Era chiar în spatele găurilor din nas, care se numesc narine. Mai jos sunt trei ipoteze în legătură cu nasul lui ciudat. Se poate să-l fi ajutat să miroase mai bine, să arate mai atractiv pentru un partener sau poate pentru că strigătul lui să fie mai puternic. Eu cred că sunt toate cele trei variante enumerate. Următorul dinozaur se numește Europasaurus. Era un dinozaur care trăia pe insule. Acest dinozaur era mai mic decât rudele sale. Europasaurus este rudă apropiată cu Apatosaurus și Brachiosaurus. Europasaurus seamănă foarte mult cu acești dinozauri gigantici, însă nu era atât de mare. Trăia în păduri pe insule, întindere mici de pe pământ, înconjurate de apă. Să vedem în continuare. În continuare avem dinozaurul Ouranosaurus avea sau velă pe spate. Ouranosaurus a trăit într-un loc ploios unde erau inundații dese. Dinozaurul avea destule plante ca să se hrănească, însă atunci când se produceau inundații, trebuia să se păzească de atacurile crocodililor gigantici care au trăit în această perioadă cu dinozaurii. Deci, practic, trebuiau să aibă grijă, se aflau, era o luptă pentru supraviețuire. Următorul dinozaur, cap pătrățos sau? Carnotaurus. Carnotaurus, acest dinozaur destul de înspăimântător. Acest dinozaur poate să-ți amintească de un taur, pentru că avea corne. Corne, are două corne pe cap cum au taurii. Acest dinozaur foarte ciudat la înfățișare avea falca de jos mai mică. Capul avea forma unui pătrat. Unii dinozauri nu puteau vedea înainte cu ambii ochi în același timp, însă ochii de la Carnotaurus erau destul de depărtați, așa că dinozaurul putea să vadă înainte cu ambii ochi în același timp. Da. Fiecare are adaptările și lucrurile care îl fac deosebit. Următorul dinozaur se numește? Stegozaur. Stegozaur, coadă cu țepi. Țepii uriași de pe coada unui stegozaur erau o armă folositoare. Dacă un animal de pradă îl amenința, Stegosaurus dădea din coada mare și își lovia dușmanii cu țepii.